Imaginea cu tinerii din fața școlilor care fumează va dispărea în curând. Acest lucru îl arată un proiect de lege care a trecut de votul Senatului și urmează să fie votat și în Camera Deputaților. Minorii nu vor mai avea voie să fumeze în spații publice, cum ar fi parcuri, stadioane, terenuri sportive, drumuri publice, în unitățile de învățământ public sau privat, precum și pe o rază de 200 de metri în jurul acestora. Minorii nu vor mai avea voie să fumeze în spațiile publice, așa arată legea care a trecut de votul Senatului și urmează să fie votată și în Camera Deputaților. Astfel, pentru a nu mai încuraja consumul de tutun, guvernanții au hotărât lansarea proiectului de lege care va interzice fumatul în parcuri, pe stradă, în fața unităților de învățământ, pe terenuri sportive, în gări și nu numai. Chiar ieri am avut o imagine șocantă pentru mine. Am intrat într-o curte de liceu și în curtea liceului elevii fumau. Este o decizie foarte bună, având în vedere creșterea incidenței consumului de droguri în general și de drogurile legale, cum sunt alcoolul și tutunul, în rândul tinerilor. Numai că este o idee și o inițiativă care, dacă nu va crea egalitate între tineri și adulți, va crea de fapt o prăpastie. Elevii se adună în fața liceelor mai ales și fumează în pauze, o imagine însă dezolantă pentru trecători, dar pentru cei mici în mod special. În urmă cu ani de zile, o problemă o reprezenta fumatul în băile școlilor, dar acum profesorii și directorii speră ca legea să fie promulgată, pentru că, spun ei, doar așa elevii vor pune stop la consum sau cel puțin vor mai rări acest viciu. Un lucru pe care l-am întâlnit în Europa de vest, am fost plecați copii în proiecte și, de exemplu, în Germania lucrul acesta era interzis. Din păcate, poate că vine târziu o astfel de măsură și nu știu dacă este suficientă pentru a descuraja fumatul în rândul tinerilor, care a crescut destul de mult în ultimii ani și, desigur, acest obicei al fumatului este corelat cu problemele mari cu care se confruntă generația de astăzi. Așa că sunt destul de reticent că o astfel de lege va avea efectul scontat, pentru că, de fapt, pentru a se renunța la acest obicei, ar trebui noi adulții să nu îl practicăm, să respectăm noi, în primul rând, legislația. Din perspectiva elevilor, această lege este binevenită, mai ales atunci când grupurile de fumători acaparează imaginea, dar și prestanța pe care unitatea de învățământ o are. Consiliul Județean al Elevilor, Mehedinți, este de părere că o impunere legislativă nu este soluția, dar este prevenția și responsabilizarea colectivă. Ne propunem să discutăm despre acest subiect în școli, să facem campanii de informare mare în rândul elevilor și să le explicăm de fapt care sunt motivele pentru care nu se încurajează fumatul, mai mult decât să le impunem o lege care să le interzică să facă chestia asta într-un loc public. De asemenea, considerăm că este mai importantă sănătatea lor și de altfel este important să îi ajutăm să conștientizeze efectele fumatului mai mult decât să le impunem să nu o facă în spații publice. Este o lege care trebuia aprobată de foarte mult timp, deoarece minorii sub vârsta de 18 ani nu este indicat și nu au voie să fumeze, mai ales în spațiile publice, mai ales în curtea școlii. Și această decizie mi se pare una foarte importantă. Majoritatea cred că vor și renunța la acest obicei. Alți elevi spun însă că legea nu este tocmai pe placul lor, fiind vorba despre propriile plăceri și vicii. Nu sunt total de acord cu această lege, deoarece consider că fiecare om ar trebui să facă ceea ce vrea și aceste măsuri ar trebui luate de părinți, în primul rând, și apoi de lege, dar mi se par puțin exagerate acestea cu amenziile. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților for decizional în acest caz.